Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Preasfințite Părinte Episcop Alexandru, Monseniore Preacucerice, Părinte Protopop Adrian, păstorul acestei comunități, ucernici părinți, dați credincioși, sunt bucuros că pot să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și eu la această celebrare și să văd aceste lucruri frumoase pe care le-ați realizat aici, desigur, prin Părintele Adrian și familia Dânsului. Mă gândeam, venind încoace, așa cum avem această evanghelie cu furtuna, cu marea, cu valurile, cu atâtea mii și milioane de ani în urmă, ținutul acesta care, sigur, are bogăția aceasta care nu mai este prețuită de cărbune, cum a fost și el frământat, frământat până când s-au născut aceste zăcăminte ca o mare. Și ce suntem noi, că Dumnezeu ne-a dat darul să trăim și noi câteva zeci de ani pe acest pământ atât de frământat. Sigur că vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de Sfânta Evanghelie, care părinții noștri ne-au lăsat-o să ne hrănim sufletele cu ea. Și asta voi face. Dar vedeți, la Sfânta Liturghie toți trebuie să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și toți trebuie să mergem sătui de aici, dacă se poate. Și episcopii, și preoții care concelebrează, și dumneavoastră. Toți să ne hrănim cu acest cuvânt, să ne punem sufletul în pace, să luminăm, să lăsăm să intre în el câtă bucurie voiește Dumnezeu să ne dăruiască și har. Acesta este unul dintre scopurile celebrării noastre. Și acum încet, încet să intrăm pentru a înțelege această pagină evanghelică, care ne-a lăsat-o nouă evangheliștii care au fost acolo. Și au trăit ceea ce au trăit și ceea ce ne-au lăsat în scris. În primul rând, putem să observăm, zice, Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie, să treacă de cealaltă parte a lacului, a mării. Asta înseamnă un detaliu mărunt, că Iisus a voit acea experiență. Iisus le-a zis, urcați-vă în corabie și treceți. Și el a rămas. El a voit acea experiență. Apoi, Iisus rămâne în rugăciune pe munte, în timp ce ucenicii erau pe mare. Și acest a rămâne, rămânerea lui Iisus în rugăciune pe munte, e mult mai mult decât o lumânare în besnă. Prezența lui Iisus în rugăciune pe munte. Și aici sunt mulți. Mult mai mult decât un felinar în noapte, Iisus rugându-se. Mult mai mult decât un far puternic care să devină reper. Și mult mai mult decât cel mai performant radar care este capabil să conducă un avion prin furtună ca să nu îi se întâmple niciun rău. Și să spună, ești la distanța asta de pământ, trebuie să o iei în dreapta, stânga, sus sau jos. Mult mai mult decât aceste simboluri, aceste imagini, Iisus e în rugăciune și veghează peste cele ce se întâmplă. Și ca un detaliu, este un context de mare frică, de iminentă moarte, pierim. Și sunt aici prezente în această Evanghelie toate condimentele fricii. Corabia este la multe stadii de pământ. Deci pe apă, unde nu-i sigur. Este vântuită de valuri. Vântul este împotrivă. E a patra strajă din noapte, din întuneric. Și în plus, Iisus umblă pe mare și ucenicii se înspăimântă, crezând că este o nălucă și strigă. Deci atât de mare spaimă încât strigă niște oameni care erau antrenați cu așa ceva, cu marea. Că erau pescari.
Sunt câteva detalii introductive pentru a înțelege contextul în care ne găsim. Și acum, dacă ar fi să-i dau un nume acestei reflecții pe care o împărtășesc cu drag cu dumneavoastră, ar fi următorul. Pariul credinței lui Simon Petru. Și o să vedeți de ce numesc așa. Pariul credinței lui Simon Petru. Sau biserica între amenințarea scufundării și între zărirea unei uluitoare speranțe. În tot timpul istoriei biserica a fost așa. Între o amenințare mare, între amenințări, între persecuții și între o uluitoare speranță. În primul rând, mă opresc puțin la experiența pe care a făcut-o Sfântul Apostol Petru. Experiența lui. Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă venind către Iisus. Sunt cuvintele martorului ocular. Așa cum ne-ar transmite astăzi cineva dintr-un anumit loc unde s-a întâmplat ceva. Și ne transmite la televizor ce se întâmplă. Ara. Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă spre Iisus. Simon Petru a avut intuiția și nebunia și a solicitat, a cerut lui Iisus și a făcut experiența umblării pe apă. Petru a umblat pe apă, așa cum a umblat și Iisus. A pășit pe apă, mergând spre Iisus. Petru cere lui Iisus, Doamne, dacă ești Tu, cu adevărat, cel în care credem, cel pe care îl cunoaștem, Iisus, poruncește să vin la Tine pe apă. Acesta e pariul lui Petru. El cere, și să vedem mai departe. Petru cere să facă o experiență unică, periculoasă, omenește vorbind, posibil fatală, dar o experiență care va clarifica odată pentru totdeauna un lucru. Pot să mă încred în Tine, Iisuse. Acesta e pariul. Pot să cred în Tine și să umblu pe apă spre Tine? Ești Tu? Zice, i-a sunat ceasul. Dar tot îi sună la mână. Sper că înțelegeți ce face Sfântul Apostol Petru. Întorcând un pic sensul, dacă nu ești Tu, acela pe care noi l-am sărit și credem că ești Tu, mai bine să mă scufund. Dacă eu, Petru, care conduc corabia bisericii, nu merg spre Tine, Hristoase, mai bine să mă scufund. Acesta e pariul. Poruncește să vin la Tine pe apă. Mă pot încrede în Tine, Iisuse? Tu poți să-mi poruncești să cad pe apă așa cum calci Tu, dacă ești Tu. Citită și revăzută și interpretată just, după ce trece un timp această experiență a lui Petru, adică Petru a umblat pe apă. N-a fost un vis, n-a fost o iluzie, l-au văzut și ceilalți. Gândiți-vă dumneavoastră acum, după 5 ani, după 10 ani, când au început încercările pentru Petru, care conducea biserica, Iisus deja era înălțat la cer. Petru a avut în spate această experiență. Când a fost încercările peste el și a putut aduce aminte, Petre, tu ai umblat pe apă. Deci nu te teme. Ai umblat pe apă spre Iisus. Vedeți semnificația experienței pe care o face Petru, importanța ei. Mă pot încrede în Tine, Hristoase? Da. Pentru că ai umblat pe apă. Și n-a fost un vis. Al doilea punct. Asta e partea pozitivă și importantă. Al doilea punct. Criza credinței. Petru, văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, scapă-mă!
Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și l-a tras afară, din valuri. Ce ne învață această experiență a scufundării? Îl învață pe Sfântul Apostol Petru și prin el pe noi, pe biscop, pe preoți și pe toți. Nu te baza pe tine singur, Petru. Nu te baza numai pe puterile tale. Nu te baza pe tine ca om. Chiar dacă ai făcut minunata și unica experiență a umblării pe apă, bazează-te doar pe Iisus. Pe Iisus Dumnezeu. Și fă un lucru important. Poate acesta mai degrabă vom înțelege noi preoții. Învață să discerni, adică să alegi, să separi, să distingi. Învață să discerni, Petre. Între ceea ce ține de subiectivitatea ta, ca om, ce ține de tine? Care sunt visurile tale, planurile tale, ambițiile tale, Petre, ca om? Ce ține de tine, ca om? Și ce ține dumnezeiește de Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu cu tine, ca slujitor? Nu e un lucru simplu. Și preoții vor înțelege mai bine. Noi avem de făcut ca preoți și ca episcop această distinție. Ce ține de subiectivitatea mea? De visurile, planurile, mofturile și toate cele omenești care le avem toți. Ce ține de mine? Ce drepturi am? Ce ține de mine? Și ce ține de Dumnezeu? Nu de mine. Și nu mai contează mofturile mele. Și nu mai contează planurile mele. Și nu mai contează nici măcar visurile mele. Eu acum, să știți, fac această experiență ca episcop. Multe lucruri, chiar dacă mie mi-ar conveni așa, trebuie să fie diferit. Că am o misiune. Și mă uit la biserică. Și mă uit acolo unde trebuie să mă uit. Unde scrie, tu trebuie să faci așa. Chiar dacă nu pot. Dar acesta e un punct numai pentru preoți. Cred că și acest lucru îl învățăm. Distinge pe tine între ce ține de subiectivitatea ta și ce ține de Dumnezeu. Și e planul lui Dumnezeu, e voința lui Dumnezeu și nu contează poftele tale. Experiența credinței, criza credinței, și asta ne pune în criză. Ne pune în criză. E greu să ne acomodăm la voința și la planul lui Dumnezeu. Că nu-L înțelegem imediat. Petru se va mai scufunda. Nu numai atunci. Tot de frică se va scufunda. Se va scufunda atunci când Iisus va fi judecat în curtea Hiereului și se va lepăda, îl va nega pe Iisus, nu-l cunosc. E o altfel de scufundare, dar tot scufundare e. Se va scufunda pentru ca să îi rămână în minte: tu ești slab ca om. Cine dintre noi poate spune că nu-i slab ca om? Și noi, preoți, avem slăbiciunile noastre. Petre, tu ca om ești slab, dar tu ai o misiune de la mine. Tu ai primit o misiune de la mine, de la Hristos. Mă iubești mai mult decât ceilalți. Dacă mă iubești, atunci faci dorile mele. Hrănești sufletele. Și mielușei, mai ales, copiii. Paștele. Asta e misiunea ta. Și misiunea ta e să întărești pe frații tăi. Să întărești în credință. Că tu ai făcut experiența, ai umblat pe mare. Te-ai și scufundat, dar Dumnezeu Hristos te-a salvat din scufundările tale. Încă un punct. Totuși, pe ce pot să mă bazez? Pe ce putea să se bazeze Petru? Pe ce putem să ne bazăm noi ca și păstori? Pe ce să ne bazăm noi ca și creștini? În furtună, în noapte,
când vântul e puternic și te suflă să te dărâme, așa cum mai vedem cât un uragan la televizor, că le rupe nu umbrela, ci îndoaie la pământ. În pericol iminent de moarte, pe ce să mă bazez, Doamne? Pe ce să mă țin? În încercările vieții, în suferințele de diferite tipuri. Boli, necazuri, n-avem servici, nu ne ajungem. De ce să mă țin în încercările vieții? Petru a mers pe apă către Iisus, dar văzând vântul, zice, vântul. De ce să mă țin, Doamne? Petru l-a zărit pe Iisus. Chiar dacă poate nu era clar, l-a zărit, a zărit direcția de unde vine. Și se îndreaptă spre El, spre Iisus. Și nu în altă parte, ci spre Iisus. Mai mult decât atât, Petru l-a auzit pe Iisus și a comunicat cu El. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă, vino. Deci avem aici două repere. L-a văzut. A văzut direcția în care este și l-a auzit. De ce să mă țin în pericol, în suferință, în necazuri? De ce să mă țin, Doamne? De ce pot să mă țin când sub mine e apă? Totul, nimic nu-i stabil. Nici doctorii nu mai pot. De ce să mă țin? Am putea spune să mă țin de privirea Ta, Iisuse. În privirea Ta să mă țin. Să recunosc glasul Tău și să aud ce-mi spui Tu cu precizie. Vino, Petre. Vino pe apă. De privirea lui Iisus și de glas să ne ține. Adică, glasul lui Iisus îl avem și astăzi în Sfânta Evanghelie. Acolo e glasul lui Iisus. Dacă o citim, dacă o ascultăm, dacă o ascultăm în așa fel încât să știm ce ne spune nouă astăzi, nu cuiva acum 2000 de ani. Dacă o citim, dacă o ascultăm, ne vorbește prin ea Hristos și astăzi, viu. Iar privirea lui Iisus o avem în Euharistie. Privirea lui Iisus o avem în Euharistie, care ne este dată să o adorăm. Așa cum e prescris pentru ritul nostru să o adorăm. De aceste două, de ce am spus avem privirea lui Iisus în Euharistie? Probabil vă amintiți că v-au spus preoții. Era la Ars, în Franța, un preot sfânt, Sfântul Ioan Vianney. Și era acolo un om simplu, foarte credincios, care stătea ore întregi în biserică și se ruga. Și la un moment dat întreabă Sfântul, zice, dar ce face aici? Și a rămas celebru acest răspuns a unui om simplu. Eu îl privesc și el mă privește. Asta fac aici în biserică. Omul acela se simțea privit de Iisus. Și îl privea pe Iisus, prezent, acolo, în biserică. De aceea am spus să ne ținem, de ce să ne ținem? De privirea lui Iisus. Și de ce? Ca să nu credeți că exagerez. Gândiți-vă dumneavoastră. Nu din ochii oamenilor, din ochii interlocutorilor noștri, înțelegem noi care e intenția lor? Dacă avem un pic de experiență, nu suntem noi capabili să vedem că un om care ne vorbește e fals, e șmecher, vrea să ne înșele, sau din potrivă, e sincer, e bun, e curat. Nu înțelegem noi din ochi că cineva e nervos sau în pace. Dacă avem un pic de experiență, înțelegem asta. Deci putem să ne ținem de ochi, pentru că ochii spun ceea ce este în interior, în inima. Așadar, pe marea tulburată a vieții noastre, de aceste două lucruri putem să ne ținem. De privirea lui Iisus, să ne ținem privirea în privirea lui Iisus. Și de glasul Lui, de cuvântul Lui. Și în ultim gând cu care încheie.
Totuși, Doamne, noi, apostolii care te credem, ne lucăm. Deci Tu, nu ești Tu, Iisuse. Cine ești? Când s-a terminat tot episodul, așa se încheie Evanghelia, au spus între ei ucenicii, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Când s-a liniștit marea și Petru a revenit din scufundare în parcă și pericolul a trecut, aceasta este concluzia ucenicilor. Tu, Iisuse, nu ești un simplu om. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Oare recunoașteți dumneavoastră unde au ajuns aceste cuvinte spuse atunci în barcă? Unde au ajuns astăzi aceste cuvinte? O să le spunem împreună în curând. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Vedeți unde au ajuns cuvintele acestea? Din barcă, în biserică, în barca bisericii, când? Înainte de a necumineca. Spunem și noi aceleași cuvinte. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Prezent aici în pâinea asta. Aici au ajuns cuvintele ucenicilor. Și noi le repetăm. Experiența așadar de pe mare a devenit rugăciunea credinței noastre. A credinței noastre în Hristos, în cuminecare. Prin urmare, în pericol pe mare sau în pericolele vieții noastre pe care le trăim fiecare în furtună, în noapte, Tu, Hristoase, ești lumânarea aceea, ferinarul acela, ești farul acela, ești radarul acela care veghezi în rugăciune, așa cum i-ai vegheat pe ucenici care erau în corabie învăluiți de valuri și Tu te rugai pe munte, așa scrie Evanghelia. Tu și acum ești acolo, Hristoase, chiar dacă nu te vedem. Ești acel radar, ești acel far care ești în rugăciune. Și cum a spus Iisus? Eu pentru aceștia mă rog. 1, 2, 3, 4 și ceilalți din altar. Pentru aceștia mă rog. Nu pentru lume, ci pentru ei, ca o misiune. Acesta este Iisus. Fiul lui Dumnezeu care veghează în noaptea suferințelor noastre și de asta ne putem bazi. Amen.